Un accident de circulație soldat cu importante pagube materiale s-a petrecut astăzi pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Șoferul unui autoturism a frânat brusc pentru a intra într-un loc de parcare găsit în ultima clipă și a fost lovit din spate de o mașină de la ANAF. Cea de-a doua mașină a fost și ea lovită din spate de un alt șofer, care a tras puternic de volan când a observat incidentul, dar nu a putut să evite impactul. Vom reveni cu amănunte.